Aproape 6 milioane de alegători sunt așteptați astăzi la urnă în Israel, în cadrul scrutinului legislativ. Peste 10.000 de secții de vot au fost deschise în întreaga țară. De aceste alegeri depinde dacă actualul premier Benjamin Netanyahu va rămâne la guvernare. Sondajele de opinie nu sunt favorabile actualului șef al executivului israelian. Formațiunea lui este devansată de partidul de centru-stânga, Alianța Sionistă. Benjamin Netanyahu este premier din 2009. Popularitatea lui a scăzut pe fundalul înrăutățirii relațiilor cu Statele Unite, a problemelor economice și din cauza stagnării negocierilor în procesul de pace cu palestinienii.